Incidentul s-a întâmplat după lăsarea întunericului în localitatea Mocnița Nouă. Bărbatul a oprit mașina, a împușcat porneiul care se avea priponit de gard, apoi a fugit. Totul se putea transforma într-o tragedie, pentru că în curte se aflau și mai mulți copii. A scos arma din mașină și a tras către ponei. Din declarațiile martorilor, pe drumul județean, o mașină venind dinspre Timișoara a oprit, a deschis geamul mașinii, a împușcat în zona cervicală un ponei, aflat în preajma unor copii. Deocamdată nu știm cu ce tip de armă s-a tras. Din fericire, poneiul a supraviețuit, alicele au rămas însă în corpul animalului, care urmează să fie operat pentru extracție. A fost poneiul împușcat. Într-adevăr, după cum vedeți aici, la cervical, lateral, este o rană care poate să fie din cauza împușcării. Nu știu să vă spun unde este localizat exact, oricum este profund, nu se poate palpa. Șoferii care treceau prin zonă au văzut incidentul și i-au reținut numărul de înmatriculare. Cazul va fi preluat de poliția, colegii de la Poliția Națională și vor rezolva ei cazul. Să sperăm că au luat numărul de la mașină. La un autoturism Opel. Martorii spun că bărbatul conducea o mașină de culoare gri. Polițiștii încearcă acum să-l găsească.